de bază a acestui studiu, prima concluzie mare care își atrage atenția este că în Republica Moldova acest lucru este posibil de făcut. Deci este posibil în anumite condiții, dacă toți de comun și organele electorale și Parlamentul ca organ legislativ care are care este unica instituție cu abilitate, cu dreptul de a adopta legiuri, a modifica legile existente, vom munce împreună. Deci constatările altele sunt următoarele. Gestionarea listelor electorale în Republica Moldova deja se face în formă electronică. Este în opinia experților și nu doar celor atrași în acest proiect, dar și în opinia experților din partea Consiliului Europei, din partea OSCE, este un pas important înainte, în momentul în care în Republica Moldova s-a început evidența electronică a alegătorilor. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că la Comisia Electorală Centrală, în condiții speciale securizate, se menține baza de date numit Registrul de Stat al Alegătorilor, care conține în sine date de 6 categorii de date despre fiecare alegător din Republica Moldova. Nume, prenume, anul nașterii, numărul actului de identitate, codul personal și adresa de la domiciliu. Nimic mai mult, dar și nimic mai puțin, pentru că anume aceste date ajung în listele electorale. Deci toate aceste date noi astăzi le menținem în format electronic. Pornind de la codul personal a fiecărui cetățean, noi avem garanția de unicitate a datelor înscrise în acest registru de stat al alegătorilor. Deci noi putem garanta în fața oricărui solicitant faptul că un singur cetățean este înscris o singură dată într-o singură listă electorală, fără dubluri. Acest registru electronic ne ajută pe noi să mergem și mai departe, să avem în ziua alegerilor, iarăși ca fapt pozitiv constatat, ca și obiectiv realizat, să ajungem să putem verifica în ziua alegerilor faptul participării la votare. Acel sistem informațional care a fost pentru prima dată pus în aplicare în 30 noiembrie 2014, ulterior aplicat în alegerile locale generale, turul 1 și turul 2 din anul 2015, 14 și 28 iunie. Deci experiența trăită de noi, în primul rând, de Comisia Electorală Centrală în 30 noiembrie a fost una mai puțin fericită, dar probabil era nevoie de o asemenea zdruncenare, dacă vreți, de o asemenea trezire la viață, un duș rece, ca noi să înțelegem încă mai clar unde mai avem de lucrat. Deci toate aceste probleme au fost soluționate și aici, probabil, când veți da dreptate în alegerile locale generale, a mers acest sistem fără careva obiecții. Deci noi nu am avut probleme la eficacitatea și eficiența acestui sistem informațional. Mai mult ca atât, până la miezul nopții, vă rog să vă aduceți aminte, în ambele cazuri, și în turul 1 și în turul 2, au fost livrate rezultatele alegerilor din birourile electorale. Cum a fost posibil acest lucru? Prin rețeaua de computere care e instalată în fiecare birou electoral, operatorii pe parcursul întregii zile verificau faptul participării la votare pe de-o parte, imediat după închiderea birourilor electorale s-a proces la procedurile de tabulare a rezultatelor și aceste rezultate imediat erau bifate în computer. Cu statut de date preliminare, imediat erau vizualizate la noi, la Comisia Electorală Centrală.